bine ați venit în laboratorul cu surprize! Locul în care experimentăm cu toate substanțele și toate prafurile și vedem ce iese. Nu! Nu? Este locul în care descoperim mediul înconjurător și vom învăța să facem anumite experimente. Da, e locul în care magia se întâmplă. Nu genul ăsta de magie, vorbim de știință. Mă scuzați. Știință, nu magie? Da. Aș vrea să mergem într-o excursie. Da, da, mergem în expediție pe Etna, în Sicilia, la vulcan. Da, da, totuși nu prea avem cum să plecăm acum, pentru că avem foarte multă treabă. Bine, atunci rămânem aici, la noi în țară, unde? Băi, nu știu, ce zici de vulcanii noroioși? Acolo unde fac... Mă, cam urtăresc. Da. Știi ce? Ce? Mai bine facem aici un vulcan. Cum adică facem un vulcan? Păi uite, e simplu, nu avem nevoie de mare lucru. Avem nevoie doar de o coală de hârtie. Așa. Ia uite, o coală de hârtie. Da. Niște scoci. Da. Un balon. Da. Și un creion. Și facem vulcanul. Păi cum facem vulcanul? Păi facem vulcanul ca să ne dăm seama ce se întâmplă în interiorul lui. Adică atunci când face blop-blop, cum ziceai tu. Nu. Așa? Să vedem ce se întâmplă și de ce. Ce trebuie să facem acum? Păi e simplu. Luăm foaia de hârtie. Da. Și o facem în forma unui con. Nu trebuie să fie un con perfect. E o goarnă! Poate să fie și goarnă! Dar de ce vorbești atât de tare? Pentru că acum facem un vulcan. Bine, hai, fă vulcanul. Păi vreau să mă ajuți. Uite, ține de aici. Sau bine, hai, lipește tu. Bun. Are forma de vulcan. Hai, seamănă. Pune-o aici. Poftim. Și acum, cu balonul ce face? Un pic aici. Unde? Aici? E deci bine, avem oriunde. Nevoie de două bucățele de scoci. Și ăsta va fi vulcanul nostru. Aha. Are formă de vulcan, nu? Bun. Acum, de scoci nu mai avem nevoie. Avem nevoie de un creion. La vreo 3 cm de vârf facem o gaură cu ajutorul creionului. Și ce facem cu balonul? Uite, gaură. Bun. Băgăm balonul, ca asta facem, prin gaura asta. Așa. Încet. Încet. Și lăsăm... Nu te grăbi, încet. Păi nici nu mă grăbesc. Așa, știu. Așa. Și, și lăsăm doar gura afară. Și acum? Adică partea pe unde suflăm. Gura balonului. Aha. Și acum suflăm să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Păi nu știu. Păi... De-aia experimentăm, că habar n-am. Ai grijă să nu mai faci alte explozii. Te rog eu frumos. O să încerc. Și ce s-a întâmplat? Păi, ai văzut? A văzut. Da. Un balon care s-a umflat. Nu, vulcanul, la scară mică, da? Când? Da, la scară mică, așa se numește. Când rezervorul de magmă din interiorul lui se umple și se umple și se umple, la un moment dat, ce face? Explodează. De aceea mi s-a desfăcut și nouă vulcanul nostru din hârtie. Așa ne dăm seama. Deci asta este, de fapt, presiunea. Presiunea care se acumulează în interiorul unui vulcan. Noi acum am văzut vulcanul la exterior, dar mie mi-ar plăcea să-l văd și la interior. Oare ce se întâmplă? Adică ce se întâmplă? Păi facem... Și putem să vedem cum se face. Da, se poate. Pentru asta avem nevoie de această formă. Vezi? Seamănă cu un vulcan. Da? E o machetă de vulcan. E o machetă de vulcan. Trebuie să avem grijă să fie uscată. Am nevoie de... E uscat. Păi, exact, trebuie să fie uscat. Am nevoie de sarea de lămâie, 10 grame. Se mai zice și acid citric. Așa, și ce am zis că avem aici? Păi eu de unde să știu? Păi ți-am zis mai devreme, hidrogenocarbonat de sodiu. Punem și ăsta.
Și mai avem nevoie ca mai să semene nevoie. Mai avem nevoie ca să semene cu o lavă și să vedem exact cum e un vulcan și cum va bolborosi el, mai avem nevoie de puțin colorant. Pentru asta am roșu. Da. Colorant roșu, am să folosesc o spatulă. Adică o linguriță mică. O linguriță mică și am să pun peste. Tot așa o să folosesc undeva la 10 grame. 10 grame. Bun. Acum ce trebuie să facem? Acum avem nevoie de ceea asta. Apă, dar nu trebuie să le amestecăm. Ce e asta? Apă. Nu. Recipientul ăsta, ce e? Seringă, nu-mi plac injecțiile. Așa, vom amesteca substanțele între ele. Da. La asta mă pricep eu, mă lași pe mine. Te rog. Și amestecăm, uite, vezi că sunt și eu bun la ceva. Ai grijă că o să spargi ochelarii. Și așa, trebuie să-i schimb. Și amestecăm bine, da? Am amestecat. Cât de bine? Păi eu zic că e deja foarte bine amestecat. Pentru a următoarea etapă vom folosi, cum am zis că se numește? Apă. Nu recipientul, pentru că avem nevoie de acest recipient. Seringă și ți-am spus că nu-mi plac injecțiile, bine că nu ai ac. Și vom pune încet, încet picături. Și hai să vedem ce se va întâmpla. Mai pune, mai pune, că începe să facă. Vezi? A început să bolborosească. Dacă dorim un efect și mai puternic, da, va trebui să punem o cantitate mult mai mare din substanțele pe care le-am enumerat mai devreme. Adică acidul citric, da, sarea de lămâie și hidrogenocarbonat de sodiu. Ce deșteaptă ești! Da, și colorant. Vezi? Seamănă cu un vulcan? Da, care rupe, adică dă, asta e lava care dă pe din afară, nu? Exact! Păi cum am spus și eu la experimentul meu, că atunci când se umflă, se umflă, se umflă, nu? Magma, da, iese pe afară. Primul experiment al tău a fost interiorul și acum vedem ce se întâmplă la exterior. Ai dreptate. E mult mai interesant ce se întâmplă la exterior decât la interior, pentru că mie nu prea mai a ieșit experimentul. Nu, e la fel de interesant. Am văzut ce s-a întâmplat în interior, explozia, cu ajutorul balonului, da? Și acum vedem ce s-a întâmplat în exterior. Ce am folosit? Acid citric. Adică sare de lămâie. Hidrogeno. Carbonat. De. Sodiu. Hai că am terminat. Colorant. Alimentar. Și apă. Ai văzut? Cu tot cu seringă. Exact. Și a ieșit acest experiment foarte, foarte... Lava. Nu pune mâna. Nu pun mâna. Și nici voi acasă. Pentru că e musai, da? Când facem astea... Să folosim mănuși. Păi și tu de ce n-ai folosit mănuși? Pentru că eu n-am atins nimic. Păi da, dar nici eu n-am folosit mănuși. De ce n-ai spus de la început? Pentru că tu aveai recipiente și n-ai pus mâna pe ele. Este foarte important, ceea ce vreau să le spun prietenilor noștri, este foarte important să cerem ajutorul unui adult. Așa că ce-ar fi să încercați și voi acasă și vedeți ce iese. Exact. Până atunci noi o să plecăm într-o călătorie, pentru că mi-ai făcut o poftă de călătorie. Da, dar fii atent, am putea să mergem într-o altă... până ne hot... La revedere! Ne vedem data viitoare! Pa! 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 Deci trebuie să mă... Da, spun cum se face, deci ți-am explicat. Da, știu că îmi place, uite cum face.